După care vine orașul care îi ține termină școlară de sub pământului, avem vreo de tinerețe, speranță, mulțumire și... Pentru care eu studiez. Simulează o portă cu experimentare.
creat un surprindere total. Adică nu mă dau doar din pat și mă acopăr cu ceva, că ți-a născut că mie voie să merg dezbrăcat. Nu da asta, da? Deci vreau să fiți atenți la dacă vă acoperiți cu ceva sau vă îmbrăcați. Da? E o diferență foarte mare. În momentul în care doar pun ceva pe mine ca să n-am voie altfel, sau într-adevăr vreau să transmit ceva despre mine. Da? Vreau să transmit ceva despre mine, despre cine sunt eu la momentul ăsta, ce vreau eu să fac și ce mi-aș plăcea să vadă și ceilalți. Și atunci cum cont de cum mă îmbrac, da? Cum cont de ce fel de haine pun pe mine. Deci, cumva, înainte de a pleca din casă, mă întreb eu așa, văd, dar unde merg? Unde merg? Merg până la piață? Sau merg până la urmă la birou? Sau, da, okay, dacă nu merg la birou, unde merg? Deja, în prima întrebare, spunând unde merg, mă gândesc că ce-ar trebui să mă îndragă dacă merg până în piață. Poate nu într-o rochea de seară. Știu că vreau. Ok, eu să mă pun o dată. Dacă îmi trebuie să mă îndrag seara, după aia mă gândesc, bă, da, totuși, uite ce-am făcut, am urmărit-o sau am agățat-o sau am... Nu mai pot să pun seara pe mine. Deci, cumva, o ținem seara de bună aia de seară. O ținem acolo, pentru evenimentul de seară. Bun? După aia, dacă știu că trebuie să mă duc în... dacă trebuie să știu că mă duc la birou, mă duc la birou. Deci unde merg, după care ce am de făcut? Da, astea sunt două întrebări. Sunt primele întrebări pe care aș vrea ca să faceți un exercițiu, să vedem dacă vă ajută înainte de a da drumul zile. Deci unde merg, ce am de făcut și ce impresie vreau să transmit? Da, ce impresie vreau să transmit? Ce vreau să fac mai departe? Bun, deci am hotărât că nu mă acopăr. Am hotărât că mă îmbrac. Deci dacă mă îmbrac eu, persoana mea, mă se îmbracă cu ceva în care vreau să se simtă bine. Da? În care, simțindu-mă bine, având întâlnirea foarte importantă, dacă mă simt bine, sunt convinsă că am să fac față de acele întâlniri. Dacă nu mă simt bine și dacă știu că m-am chinuit să fiu într-o bluză ca să arăt bine în fața lumea, sau dacă m-am chinuit să transpir toate, că materialul ăla era din poliester, de nu mai știu, și după 4 ore de stat, încep să transpir exact în momentul în care trebuie să mă duc la așa întâlnire. E, atunci, sunt atentă cumva, și nu doar îmi dau drumul lucrurilor, pur și simplu, fără să fiu implicată exact în ceea ce fac, pentru că dacă vă întrebeți voi acum ce faceți voi pentru alți oameni, ce faceți pentru copilul vostru când aflați că are de gând la o întâlnire, deja știți ce să-i ziceți, nu te mamă, dacă te duci în asta, vă fie mai bine, dacă te duci în asta, dar când e vorba despre noi, mă descurc eu cumva, și până acolo ceva de scap. Da, deci, cumva prioritatea, va trebui, îmi doresc din suflet să o învățați că sunteți voi. Deci e de la voi pleacă toate, de la voi pleacă totul. Cu voi bine, dacă voi sunteți bine, puteți dori mai bine. Dacă voi doar sunteți, doriți din ce doar sunteți. Deci e luna voastră, de fapt. Din nou, pe care m-am făcut că am așa o meserie cu voastră, care vă se strâng vouă că de fapt de la voi și la mine. Ok, bun. Acum, hai să ne întoarcem, avem de ce impresie vreau să transmit. Și aici, în funcție de jobul pe care îl avem, avem încredere, avem siguranță, avem stil, avem sexualitate, disponibilitate, ce ne dorim? Ce ne dorim? Mergem în club, transmitem ceva, mergem la muncă, transmitem ceva, mergem în pierdă, transmitem ceva, mergem la un eveniment, transmitem ceva. Corect? Ajungem la o nuntă, transmitem o informație în care vrem să fim mai frumoasă ca mireasa. Cam ce informație, cam ce se indică lumea din jur, cam unde vrem să se uite la bun lumea, dacă eu am atâta preocupare de mine ca eu să fiu cea mai importantă. Deci, înțelegeți că este la noi? Da? Deci,
deci asta este cu partea singurul cum mai vrea. Am zis-o acum că știu că se întâmplă că lucrează fără, știu că timp lucrează, că timp lucrează care să nu-mi dau seama fiecare dintre cele seriate. Că acum cumva fiind Luizia, este de la stare și ne plecăm ca cum vrem și ce face ca nu am că nu e la stare, că ne dăm și să ne dăm voie puțin că e la stare. Dar atunci când sunteți la job, la servici, da? La servici, este, sunteți în serviciu la acestei societăți. Deci asta înseamnă că veniți cu ceea ce aveți voi mai bun să faceți și anunțați foarte, anunțați cumva lumea că noi suntem aici, vă ofer 8 ore din viața mea, sunt la dispoziția voastră. E ok? Mai sens? Adică fac face sens cu ceea ce zic? Deci am 8 ore în care eu vin și mă îmbrac și mă așez pentru a fi la dispoziția voastră acestor oameni care aveți nevoie de serviciile mele. Corect? Dar, deci eu folosesc serviciile unui om profesionist în ceva, în ceea ce faceți voi, meseria voastră. Deci dacă trebuie să fiu halat, fiu halat. Pentru că eu reprezint în momentul ăla specialistul în problema respectivă. Corect? Dacă sunt la bancă, m-am dat într-un costum frumos pentru că trebuie să vă reprezint siguranță și trebuie să transmit lucrul ăsta. Sunteți de acord? Bun. Dacă sunt creativă, să zic că sunt într-un domeniu artistic, sunt într-o agenție de publicitate, sunt într-o... atunci când vin în fața clientului, nu o să vin într-un costum de birou, că sunt în totul, sunt creativă, adică sunt eu, vin și mă anunț, da? Mă ajut de haine să mă anunț să pot să arăt că creativitatea mea. Corect? Nu mă vând, nu, e greșit, că tu de fapt să nu vinzi nimica. Tu de fapt să știi serviciul pe care tu îl ai. Deci pe care vrei să-l dai mai departe. Nici asta nu faci. Eu nu cred că tu vinzi serviciul tău. Tu la noi, ăsta l-am de dat și ești retribuit pentru ceea ce ai făcut. Mai tu nu știi cum îți vinzi serviciul. Tu îl oferi și oamenii primesc de la primul răspuns. Ok, putem dacă am fost putem să fim să lucrare, dar sunt foarte mulți care lucrează în de cum sunt asistentele medicale, nu știu dacă vin să zic acum să dau sunt în vânt serviciile. Adică, nu e totul fiecare... Da, ok, în România, mă spune să rămână foarte tehnică. Întrebim, cred că poate să fie o soluție să te îmbraci în training. Cred că în partea de ceilalți, deci partea creativă, am văzut îmbrăcat într-un trend. Nu știu câte dacă o să vezi, apropo de lucrurile astea cu trendul. Ok, training-ul este pentru stare, da? Știm că mergem cu el, că ne simțim cât mai relaxate, cu numai de toate gesturile și toate mișcările pe care le vrem. Dar dacă o să mergem, dacă o să călătorim, o să vedeți că într-un pantalon de training cu un pantof bărbătesc și cu un sacou foarte frumos ca braț pe corp și mai lung, asta o să vă este perfectat de la mine. Deci e un tip de stil, dar care ține de creativitate din nou. Nu mai vin la birou cu ea, dar este o... e cumva timp creat pentru partea creativă. Bun? Și partea creativă. Nu ai voie, nu e vorba de ai voie, tu vinzi creativitate. Și ce timp vinzi creativitate, trebuie să-ți tot nu știi. Uite cum ați duminica când venim la cine așa pe lasă pe creșterea, de scris ora prelucitor pe training-ul ăla cu un scris mare de Adidas sau de prelucitor, dar probabil că îl punem în scrisirele că suntem în relaxare. Pentru că am plecat de la cele 8 ore pe care le considerăm că le oferim din timpul nostru, le oferim, suntem în serviciu și atunci ne adaptăm haina pentru serviciul în care suntem, da? Fără să uităm stilul personal, da? Deci fără să uităm lucrul ăsta, fără să ne îmbrăcăm uniformă și să devenim niște roboteri. Nu, suntem toți noi omul care ne-am trezit dimineața și care ne-am dorit să avem o zi foarte frumoasă. Ne-am propus să ne facem o zi foarte frumoasă. Și atunci avem un element, avem o extractă colorată pe care o dăm până la pentru că
detaliile sunt cu un pic de culoare sau cu un alt pic de ploi sau cu un ploi în care ne simțim noi confortabili, da? Care ne pun la valoare, ne pun în valoare, păstrăm culorile austere ale companiei în care lucrăm, da? Poate ne putem juca un pic cu ploiul care ne ajute să ne simțim confortabili totuși cele 8 ore care suntem în serviciu. Bun? Asta o propun să mai zic mai mare timp, o dată nu putem mai găsit. După care urmează 8 ore, care din păcate este cascată ca să facă atunci, 3-4, în care ne acordăm timpul nouă. Și atunci care putem avem decât să la un dată am avut niște prieteni care terminau jobul, erau doctorii, termină jobul, dau doctor uniforma, dacă nu sunt separate, la ei e foarte vizibil. Noi am putea să ne facem lucrul ăsta, dar doctor ți-ai dat doar paratul de pe tine, te-ai dat doar, ți-ai să te uiți afară. Și în momentul ăla ai intri în cele 8 ore care ți-a partit. 8 ore care sunt ale tale, deci 8 ore în care, care mă pot bucura și îmi pot bucura sufletul meu. Bun, 8 ore de odihnă, de după, dar în cele 8 ore în care sunt pentru sufletul meu, sunt 8 ore în care voi învățați să vă susțineți pe voi, tocmai pentru a putea dormi mai departe. Deci acordați-vă acest timp vouă pentru a putea să vă încărcați sufletul. Pentru că dacă în continuu sunteți într-un serviciu constant, numai vă veți trezi că cu dureri de corp, cu dureri de diverse de mâini, de picioare, pentru că organismul va reacționa, hello, și omul de sus, dăm și mie puțin atenție. Bun, deci bolile pe care noi le facem mai așa, alea vin din această lipsă de atenție și de iubire pentru noi. Ok, nu putem 8 ore, pentru că la birou mai stăm 2 peste program, 3 peste program. Și ajungem la 7 acasă, mai rămas copii? Mai sunt 3 copii care nu este niciun față de corboadă, sunt din partea de iubire. Și poate facem ceva cu ei care să ne bucure și să facem lucruri care să ne bucure și pe noi. Pentru că putem să facem lucrurile noastre fie pe fie lângă noi, cum neapărat noi slujba valor, da? Deci aici e iar o discuție, e tot de educație, să spun lucrul ăsta. Cam toate lucrurile sunt de educație, toate lucrurile care țin de suflet sunt de educație. Pentru că ajungem să avem o parte a doua, a treia de viață, când ar trebui să ne ocupăm, când ar trebui sfârșit să ne bucurăm de noi, aflăm de fapt că timp de 30 de ani am fost în serviciu 100%, nu ne-am ocupat absolut deloc, n-am văzut nimic din ceea ce ne place nouă să facem și când am ieșit și nu mai vrea nimeni nimic de la noi și nu ne-am dezvoltat nimic de-a lungul timpului ca acum într-adevăr să mă ne bucurăm. Pentru că acele hobby-uri de care vorbim și pe care cu ea e un hobby, acel hobby-ul de fapt se va salva pe tine în bătrânețea ta când tu vei putea să dezvolți lucrurile alea. Să te bucure, să te încarce. Deci e foarte frumos dacă o uitați așa de-a lungul timpului. E foarte plecăm de la plecul lor, de la plecul lor aflăm de fapt că dacă vreau să ne punem sănătoși în viață, e bine să ne uităm de fapt la acel personal tip. Bun. Aici o să vreau să mai povestesc un pic despre atunci când alegeți hainele, m-am gândit să învățați pentru voi să vă uitați la material, da? E foarte important. O să știu că o să pară că dacă o cumpăr cu ceva de 10 lei, o să zic că asta e atâta, dar vă sugerez, dacă e doar atâta, asta este, dar dulapul este plin, de preferat este să mai strângeți bani și să ziceți mai mult cu o comandă bună, care să fie de calitate decât cu multe picioase. Multe picioase cu multe îndulați și care creează aceeași tristețe. Adică, în continuare, eu stau și zic, nu am. Și în continuare stau într-o nefericire. Deci,
doar pentru că am luat-o pe asta pentru că era ieftină. Nu, nu iau asta pentru că e ieftină. Nu iau pentru că este reduse. Nu pentru asta iau. Eu iau dacă am nevoie. Iau dacă îmi trebuie. Iau dacă pot să completez ceva din ce am deja. Dacă atunci mă uit la calitatea testului, mă uit să văd dacă are mai mult bumbac, dacă are mai multă mătase, dacă are fibră naturală, nu fibră naturală, asta înseamnă că vă respectați pielea voastră, vă respectați pe voi, cum sunt fibră naturală pe voi. Deci e foarte important să vă uitați, să vă uitați la textură, să ziceți, ok, să măcar, e adevărat că 100% mătase crește de 5 ori, de 10 ori mai mare decât aia decât poliesterul evident. Nu trebuie cu 10 bluze, dar îmi trebuie una care două, care să mă simt foarte bine. Dar lungul anului, dacă vă întreb cât v-am cheltuit pe haine, vă spun sigur să veți ajunge să pune să vă cumpărați nu 20 de poliestre, ci una de mătase. Deci, e bun. Dacă nu e 100% mătase, măcar uitați-vă pe compoziție să aibă 10% natural. 5%, 25% la fibră naturală. Deja e în avantajul corpului vostru. Dar deja v-a ajutat corpul. Plecați la timpul ăsta și veți ajunge să vă luați ceea ce vă trebuie mai bun. Este inclinat. Aici o să pot să mă opresc un pic, adică vreau să mă opresc un pic. Sunt inclinări care avantajează, sunt inclinări care avem desene care avantajează, avem desene care nu avantajează. Nu avantajează proporțiile și acum o să definez un pic influențata de proporție. Să vorbesc un pic despre niște proporții, da? După ce să fac mai mare de acest timp, ca să vorbesc un pic despre proporții. Ce mai trebuie să fie cont este croiul pe care îl abordați. Și aici abordați-vă timp să probați lucrurile și să vedeți dacă vă pun calitățile în valoare. Da? Eu știu că se poate opinulate sau se poate negru sau se poate negru, o să vă zic sigur negru ăsta, să nu știa până ceva de sigur negru ăsta. Dar sunt foarte multe lucruri de astea care se poate. Dar se poate sunt ca niște cârge de care se alea se pot agăța oameni. Nu știu ce să fac, hai să nu fac ala la nu fac ca mine, fac așa la am văzut la partea aia. Pare vecina lor ce este o rochie atât de frumoasă ca o caia. Ok, asta ce înseamnă că dacă ne-am întors înapoi puțin la fila persoana noastră, dacă fac ca vecina mea, vreau să trăiesc ca vecina mea, deci îmi spun afară că tu ai făcut mine. Eu am altceva de făcut. Eu am alt job, am alt tip de servici, am alt tip de emoții, am alt tip de energie pe care vreau să exprim. Ce să ceau tu să fac ca aia? Și atunci, da? Deci atunci mă uit la mine și văd că ce e pentru mine, nu ce e pentru mine, pentru că am văzut că se poartă. Se poartă e timpul ei, dacă îmi spune că voi spuneți despre voi că îmi cumpăr aia pentru că se poartă, atât îmi aminte de uniforma pe care am avut parte la un moment dat în copilăria noastră și din care nu puteam să ieșim, că nu îmi credeam voi. Și acum o să ușor pentru că am avut acea copilărie cu problemele ei, sunt cu ce se poate acum să ne transformăm în aducem unicum în viața noastră. Avem 50 de mega magazine, dar suntem nefericiți să nu găsim de nu găsim haine. Aia un lucru bun, că suntem nefericiți să nu găsim haine. Slavă Domnului, ați început să ieșim din această masă de oameni care poartă uniforme. Deci, din momentul ăla, sunt o grămadă de specialiști care vă stau la dispoziție, specialiști colegi de medicine, care pot să facă diverse ținute pe personalitatea voastră și de acolo puteți să vedeți diverse buticuri, impulse în care să puteți să găsiți lucruri cumva, ca și
ce situație și ce, adică în afara unei forme, da? Unde vă puteți să vă simți, unde puteți să vă simți lucrarea pe lucrare să vă simți bine. Bun? O să povestesc un pic despre plecându-l așa din timp meu. În momentul acum o să vă simți să-mi spunem și cum e ce să-mi spune. O să fie un bine centru pe care să-l primesc cu ce mai bine. Bun? Și o să desenăm un pic. Poate să fie un pic. Mă gândesc să abordez un pic partea de siluetă a voastră, a ce am răspuns la față, da. Bun. Da, am avut niște ținute, dar cred că m-am anunțat în pentru culori și pentru așa, cum de obicei de textul. Da, dacă să am nevoie de ce am să spun să mă pentru că fondele mai mult de înălțime, mai să vă spun o eu sunt mică, spune un elucot lung, un elucot lung pentru că nu-i stă bine. Ce nu mai fac eu că nu-i stă bine? Dar prin ani principal sunt copii. Așa, nu pot, nu pot multe că nu-i stă bine. Deci e, sunt foarte multe. Ce norocul meu este că nu sunt câteva de doctorat, acum este cel mai la de dezvoltat personalitatea, de plecând de la hai să încerc de toate, să văd ce îmi place și mai mult, și mai mult, și mai mult. Să văd că pot să fim și așa, și așa, și așa. Deci, în momentul în care suntem mai deci suntem părinte mai sune, e adevărat, cumva avem nevoie de lungime, încercăm să lungim, să cât putem optic corpul. Și atunci ne folosim de actorul foarte lung, deci stafoul cu actorul lung, dar stafoul scurte cu actorul lung, ne folosim de fustele, fustele conice, de pantaloni cigare, da? ca să ne dea, să ne dea o imagine de lungime. Ce mai putem să facem? Dacă suntem slăbuțe, folosim pantaloni scurt, ca să arătăm cât putem mai mult din ce avem noi mai bun, adică picioare subțiri și lungi și eventual talii marcate. Deci astea sunt atribute pe care le folosim când suntem persoane mai cu prevenție. Ce vreau să vă spun este că faptul că suntem lungi de înălțime, avem nu pierde din vedere că, de fapt, suntem într-o proporție foarte bună a corpului nostru. Adică și trupul este mic, și mânuțele sunt mici, și fața este, și piciorul este mic. Deci suntem în niște proporții mici, deci suntem bine așa cum suntem. Nu e nevoie de ceva, sunt foarte mică, nu vedeam să mică și nu pot să fac lucruri. Ok, nu pot să fac lucruri, dar pot să fac ce pot să pui o platformă, cumva, noi suntem într-un punct de viață unde găsesc toate lucrurile astea care să te poată ajuta. Deci astea ține, iar din nou ține de noi să ne ajutăm să putem face lucrurile. Da, vă rog. Nu suntem în punctul în care nu punem din întrebări, dar vă rog. După, mai trebuie punem întrebările și invalid fiecare ca să găsesc să găsesc să găsesc să găsesc să găsesc să găsesc. Bun, asta cu partea milionă. Persoanele înalte conștient de destul de multe detalii pe corp. Adică, am putut cu ceva aici. Ne-am pus, că acum sunt cu totul și cu tot, sunt tot un exemplu de persoană înaltă. O înaltă atletică, cumva din partea de persoanța română. Aici, de obicei, te faci un pic de efort să adaugi feminitate. Pentru asta subliniez talie, subliniez corpul puțin, folosesc bucăți din corp. Și de-a lungul proporției, cumva, cu destul de multe elemente. Aici am luat drumul ăsta, mai am o bungă, mai am un concon jos, deci ceva care să
dacă copii. Nu știu dacă echilibrat, cumva echilibrează, dar nu neapărat de echilibru, este de a desublinierea feminității. Cumva, la un moment dat, trebuie să cumva ținem cont de lucrurile astea. Bun, ce mai avem? Am avut aici asta. Este o trecere. Am să spune că stau de cu spatele, nu să stau așa. Dar coldul este foarte larg. Da? Asta e silueta, cred că cea mai des întâlnită la momentul ăsta pe piață. E silueta care face un sport mai puțin sau care stă foarte mult la computer. Și atunci corpul nostru se numește partea din jocta apasită. Adică face niște sporturi mai date. Avem un pic de talie, dar nu foarte multă. Și partea de sus este foarte puțin valoare, foarte puțin mărită, dar studiile se vor rămâne bine, dar studiile de participare este o silueta plus. Nu știu că este lucruri acum special pentru ea. La momentul ăsta, o silueta în care marcăm un pic talia, încercăm să marcăm talia în momentul în care alegem partener, dacă reușim să marcăm. Și venim cu partenere cumva într-o formă de A, da? În care nu subliniem că uite cât de mare sunt el, da? Uite ce stoi, da? Da, încercăm să nu venim în felul ăsta pe sol, pentru că încă nu e o lume care să ne ajute. Încercăm să nu avem foarte multe lucruri clase pe noi. Din aceeași frustrare, asta e din aceeași frustrare că cu cât o să ne trebuie să facem lucrurile clase, că noi o să ne funcționăm cu noi, să ne simțim confortabil. Și cu cât de ce ne simțim confortabil? Că așa am plăcea rochii astea, că o am discutând de gelat. Simplu, fondul ce o să am venit, dar și recunosc și rămâi cu un disconfort cumva. Adică îți creează disconfort, este un disconfort pentru că nu sunt conștiente, da? Cu care ai ca să nu punem niște bolame, dar facem cumva, le facem cumva ca să le facem cumva ca această linie să o să mișto să se întâmplece. Bun? Nu o să subliniem. Aici facem cum să punem niște curele, să putem să micșorăm taria cu supercetare și dacă vă spus putem să arătăm ce avem noi mai bun, ca aici ai spus, aici putem să avem niște decoare, putem să avem niște concel care să atragă atenția și să zică cum ne lăsăm pe partea asta de partea asta de corp și să lăsăm soldul să nu atragem atenția asupra lui. Bun? Deci, dacă știm că avem un sport mare, nu atragem atenția asupra lui, ci să atragem atenția asupra tipului nostru, asupra punctelor noastre cele mai bune, cele mai frumoase. Bun? Pentru ce mai ce talii mai avem? Talia mea, cumva, care este o talie dată de
deja care e cumva calia sportivului, care de obicei este sportivul meu, sportiv, e cumva în timp masculină femenină, ca mea sper, ca medal, sau poate că sunt mai masculin. Și atunci am corpul, cumva, aici este destul de cald. Îmi fac ca de sus, este egală cu calia, egală cu tombul, și poate la
aproape că nu există, deci la tenații din ziua, adică în felii de acea femeie, poate să spun că nu există. Da? Dar aici subliniem, aici cumva umerii va trebui subliniați, poate câteva gantele, poate câteva detalii. Avem și aici sancțiuni și la sol, la fel, lăsăm liber. Da? În general, aceste femei, care au corpurile felul ăsta de tani, că se șorurile mari, cum adică cu somnul cu mai măricel, și aici vârstul cu mai profundat, este, adică, eu le-a sugerat să nu le-ai de corpul pe el, adică chiar dacă ai văzut în corp așa, haina trebuie să stai acasă, altă cu sensitie personal, haina să aibă reprezentată, să poată să nu fii extrem de
de liga în care vrem să fim, ține de familia din care, care vrem să fim, familia de prieteni din care, care face parte, ține de să ne ducăm cu niște carouri, să zic, da? Să ne
lăsăm cu lipsă de sene, să lăsăm să fie lipsă de sene, dar când e foarte bine, să ținem, adică să fim atente, să ne simțim confortabil în pielea noastră. Așa, și legat de negru, s-ar putea să știu că la un moment dat e foarte, foarte interesant că dacă te uitați la colegii mei din modă, sunt foarte mulți, sunt designerilor foarte, foarte creative, foarte colorate, foarte vesele, foarte, și când vin criticii de modă, sunt care se cer în sunt într-o imagine de asta. E cumva, e ca și cum ai fi într-un, ca și cum ai fi într-un blocaj. Fii intri în negru și te-au explicat un autoconcept. Sunt în altru, nu fac nimic, nu fac nimic, nu dau în afară, nu e nimic, nu... Deci totul este... E vorba despre mine, despre interiorul meu, pe care îl betonez frumos și nu mă dau nouă nimic în exterior. Și când stau cu felul ăsta și trăiesc un an, doi ani, trei ani, patru ani în acel negru, negru care nu este emoție sau este emoția durerii, este evident că undeva acolo, adică e de psiholog. Sincer, în momentul în care nu pot să iei picior din acel mediu de frate zile, e clar că este un moment al tău de blocaj interior în care nu transmiți nicio emoție, nu transmiți informație exterioară. Deci, da, din negru ce transmite? Transmite suferința sufletul nostru. Da? Deci, cumva, nu, copii? Da, nu, da, poftim, da. Să zic că eu, ok, doamna, ce fie deprimare, cred că poate să fie, cred că putem să spunem o deprimare, dar cumva e o deprimare a undeva mult mai adânc, pe care nu știu că așa te faci blândă, te faci râs pe bune, o, acum bune, o, și la ce mișto, de că sunt, știi? Dar dacă ea stai puțin și vezi pe mai, adică dacă vezi așa, vezi în interior cu tot ceea ce ești tu, vezi în interior cu bucuria ta, dar ești sincer cu tine, adică are 8 ore în care tu îți petreceai timpul pentru tine. Eu vezi cum le petrec, nu te puțin la tine, dar real, nu așa, nu te puțin în alea 8 ore, că era 8 ore de muncă, da, discutam, plecam de la 8-8-8, la 8 de dormit, 8 ore de muncă și 8 ore ale noastre. Chiar ne uităm un pic în acele 8 ore în care stăteam un pic împreună și petreceam timpul, ne încărcam sufletul cu emoție, nu? Iată să spunem și mie omule care te învrat în negru zilnic, cotidian, alea 8 ore, cum sunt? Și atunci vă răspundă timpul la și vedeți singura cât de negru, pentru de mult negru pe care să fie așa voastră. Da, vă rog. Uite, ce este un microfon aici, nu știu dacă vă stau mult, spune stare și o să repet eu. Așa, și un pic despre accesorii să vă vorbesc. Câte avem cu microfon? Se aude? Aproape, mai aproape de mai de buze. Okay. Wow, super, ok. Hai să vedem. Să vedem partea de... Deci, doamna întreabă de accesorii și de cum putem să folosim accesoriile într-un cadrul de birou, de business, și într-un cadrul festiv. Foarte bine că ne-a spus întrebarea asta. Am avut la un dat o întâlnire într-o bancă unde roții negre, pentru că eram fața de business. Asta era cumva... Nu era nici măcar era uniforma de genul ăsta, dar ca așa era mai ușor de
mână, ne ținem de mână pentru că, de fapt, obosim sau nu împingem în momentul de a ne uita la viața noastră. Deci nu este ideea, se pare că e la îndemână. E la îndemână, am crezut, am pus asta pe mine, am scăpat, gata, la revedere, nu trebuie să răspund la întrebarea ce fac eu în cele 8 ore pentru mine. Sau ce fac eu în alea 4 ore pentru mine. Sau la televizor, leguma, plăsându-i pași pe față, pe multe timpul, sau fac eu ceva cu timpul meu. Bun? Și atunci, acea rochie neagră de care vorbim, o folosim și la birou, o folosim și peste tot. Sper că nu o să mai folosim și să strigăm la care sunt lăsați de input, poate mă spune oameni, ca să mai așa vorbesc la ea imediat. Dar punem ca accesoriu, putem să punem niște mici detalii, da, în la birou, ca să de culoare, dacă vrei, dacă vrem, să punem tocmai pentru a ne reprezenta personalitatea noastră de personal, da? Deci, cumva, ne punem nici accente de culoare, nici accente. Deci, nici accente înseamnă, poate să fie gros, poate să fie doar un detaliu de la o rochie, poate să fie, da, poate să fie o ceacă colorată la vârf, dar atunci, pot să fie niște cercei, dar cercei nu o să fie mari, nu o să fie niște cercei de vestiment, poate să fie o mică piatră, dar nu mai mult. Deci când suntem în serviciu, nu atragem atenția, nu ne vindem pe noi. Da? Deci nu este, uite-te la mine, sunt mai bună decât aia la asta. Deci nu despre asta vorbim că suntem la serviciu, da? Deci nu ne încărcăm, nu ne îndorbășim foarte tare, pentru că pentru noi e foarte ușor. Noi punem foarte multe obiecte pe noi, eventual foarte culori, dar noi nu avem o oglindă în fața noastră de a ne vedea, de a ne vedea 8 ore pe noi. Deci noi doar purtăm. După care ne ținem de lângă tine care e la birou și care trebuie să suporte pe tine îmbrăcată cu toate alea pe tine, pentru că el te vede, el este în fața lui, ce să facă 8 ore? Nu are cum să se mute din birou, pentru că a obosit să te vadă pe tine violet, cu 2 și cu 3 culori, cu 7 cu bodoave la gât, cu... Deci, da? Deci, nu încește 8 ore omul ăla. Și din respect pentru cel de lângă tine, nu faci lucrurile astea, din respect, e de bun simț. Deci, bun simț este bază aceste personalități. Bun? Iar da, la evenimente, ce vei să-mi transmiți? Îmi dă-te înapoi. Vei să-mi transmiți că eu sunt extraordinar de bogată, sunt foarte... Atunci, da, din diferit de info, aici, ce vrei, cum vei să transmiți? Tot ce ai acasă, pui pe tine, și ești afară. Uitați, că alții au, că tu nu uite cu tine. Nu despre asta e vorba. E rămâne de personalitatea ta, de cum te simți tu confortabil. Și cum poți să pui jumătate magazin pe tine de zicul pe aici, doar pentru că tu ai de unde să alegi când vrei să ieși odată. Deci, este un pandan în care poate că ai o emoție cu el, poate e ceva care să te ajute pe tine să te simți cât mai bine tu. Dar de data cum facem lucrurile, fac lucrurile astea pentru că vreau pentru altul, să-i arăt oaia, să-i arăt să fac pentru altul, de deci, că dacă ne raportăm la exterior, în momentul ăla ne pierdem pe noi. Și atunci, la sfârșit, nu vine un om câștigat. La sfârșit, vine un om care se întoarce înapoi, dar nu ne spune exact, pentru că a făcut pentru altul, nu a făcut pentru el. Da? Avem întrebări? Hai să ne spunem dacă nu mai trebuie. Nu Nu cred asta. Asta este
nu știu, dar nu este cu sume de astea, nu știu, nu știu, nu facem așa. Poate, nu facem așa pentru că, de ce nu există? Deci eu nu sunt de acord cu lucrurile astea de care spui, în care nu punem o blugă albată la un pantalon negru. Da, poate nu punem, nu, deci nu, deci nu pot să vă spun pentru că nu cred în ea, că nu cred în ea 100%. Deci eu pot să fac, eu pot să-mi pun albastru, pot să pun e adevărat, pe de vedem care este proporția, dar erau la un moment dat niște limitări de astea în creație, de nu pui blomarin lângă negru, nu pui maro lângă negru, nu pui, erau foarte multe, dar e adevărat, un punct de proporție, poate fungea bine, dar nu cred, nu cred că nu cred, adică n-am avut albastru aici, n-am avut. Da, pentru că arătam să vezi că probabil că cumva și albastru are mai multe, e o gamă destul de largă. Am înțeles la un moment dat, din tot ce am citit la un moment dat, era din toate amestecurile de culori care se creează, care pot fi create, sunt în jur de 900 de tonuri cu care putem să lucrăm. Deci nu cred că, da, poate că la un moment dat cu un ton, cu un alt ton, să nu se potențeze foarte bine cu nutrajul, dar din asta să fac o lege, să fac un blocaj, că devine un blocaj al meu de trau, de viață, că îmi doresc să pun albastru și să nu pot să bucadești nu știu cine, că se lau, de nu mă bun. Deci îmi place albastru foarte tare, iubesc albastru și dacă nu pot, e adevărat, nu pot să pun altceva lungă, mă ajut de negru, dar nu cred că, ok, pot să pun un pic de roz pudră lungă ca să pot să lase albastru să se susțină ca și culoare. Dar de a spune că nu folosesc negru, să duc nu pun negru cu albastru, e un prea mult să facem niște rupe de astea. Sigur, mi-au luat mai asta încă de culorile astea. Aici, la ce lucrăm noi, aceste culori care sunt niște culori secundare, da? Ele cumva se intră într-un contrast, se lucrează în contrast, lucrează cu ce se ajută, într-un element foarte cum vine să mă zic că a fost atenția, ochiul nostru, asta e un element care poate vă ajută, ochiul nostru, în momentul în care vede culorile, el are capabilitatea de a amesteca toate culorile în creierii noștri, în ochii noștri se amestecă și el, când sunt cele trei culori, el transformă totul în gri. Da? El transformă într-un gri neutru. Adică această cantitate de rosu, de galben și de albastru amestecate se transformă într-un gri neutru în ochii noștri, da? În subconștientul nostru. Când nouă nu ne place ceva foarte tare, înseamnă că o culoare pe care o vedem e prea puternică și ochiul obosește să tot transforme, să tot transforme și că atât de multe solicitate transforme că se simte impunizat. Și de asta și suntem obosiți. Dar suntem obosiți de ce vorbeam, de pentru că forțam să vedem, îl puneam să vadă o culoare foarte puternică de prea multe, de prea multe. Deci ochiul nostru întotdeauna asta face. Dar de cum, când ceva mă place foarte tare, înseamnă că s-au găsit echilibrul între culori. Aici avem albastru și contrastul albastru, de complementarul albastru, este oranj. Deci dacă vă vrea să puneți un pic de accent să potențați albastru sau oranjul, o să puteți potența, se potențează reciproc. Aceste două împreună, da, formează un gri subconștient pe care noi putem să trăim cu el în armonie. Violetul se susține cu galben. Aici trebuie să fiți cumva atenți de că nu neapărat un galben foarte tare cu un violet foarte tare. Poate că ea e violet, dar îi pui un galben fain lângă ca să da, dacă ai zis să poți să susțin, să poți să faci ca atunci când te uiți foarte mult, sau când privești ceva, să-ți facă plăcere. Da? Și verdele este cu rostul, da? Probabil asta deja știți, că la un moment
îmbrăcați în vostru, dacă o să aveți ceva verde lângă, o să vi se pare că face bine vi se potrivește, nu acum mă gândeam că cărțile se potrivește cu vostru. Dar, de fapt, ele sunt studiate și aceste contraste sunt contraste care pot să te ajute să ajungi pe tine să creezi în mintea ta aceste griuri. Bun, asta ca să vă puteți să înțelegeți voi de ce lucrurile se fac, ajută în alegranța, ajută. Se ajută aici tot. Foarte mult pe subliniere, dar iată, în același timp, aici
partea care se petrecea. Mama, nu se poate de ceva în timpul cursului, și să mă poate de ceva, și vă să mă spune să fără să fie pe care să vă vorbim, și să vă zice, doamnă, dar uitați, ce faci dar și aici nu este, sau și mă așteptat să vină biletele și să sunt la ele. Nu? Ok? Dacă v-a plăcut, săptămâna viitoare o să fie un alt camp la Augustan, toți va pregăti o altă dată, văd bine. Săptămâna viitoare, tot de la ora 12, va fi un seminar de pe automachiaj. Făcut de Suzana Vistan, ce o să vă rog eu foarte tare este să completați chestionarele și înainte să mergi, să plecați, să te legați colegilor mele și vă permit când aveți pregătită o carte foarte frumoasă, sper să vă placă foarte tare, este vorba despre gestii creatoare care au schimbat lumea. Sper să mă bucurați de ea, să o fie de ajutor. Cu mare drag! Thank you.